Guvernul României va emite în ședința de miercuri hotărârea de demolare a stadionului Dan Păltinișanu, document necesar licitației pe care Consiliul Județean Timiș trebuie să o lanseze pentru punerea la pământ a actualei arene. Această hotărâre de guvern era așteptată de către suporterii timișoreni, iar acum, dacă totul decurge bine la CJ Timiș, buldozerele pot intra în actualul stadion în perioada imediat următoare. Acest stadion a fost martor la atâtea momente de bucurie, însă acum este timpul să privim spre viitor și să construim ceva demn de moștenirea noastră. Pentru asta e necesară o hotărâre de guvern ca să punem la pământ tribunele care stau să cadă. Urmează organizarea licitației pentru găsirea firmei care să demoleze arena, licitație ce trebuie organizată de către Consiliul Județean Timiș. Dacă nu există contestații, peste câteva săptămâni buldozerele s-ar putea apuca de lucru, transmite Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților. Noul stadion Dan Păltinișanu va fi cea mai modernă arenă din România, va avea 30.000 de locuri și este prevăzut fără pistă de atletism. Investiția se ridică la aproximativ 180 milioane de lei, iar banii provin din fonduri guvernamentale.